Mă numesc Olga Balmuș și sunt profesoară de fizică în Liceul Teoretic Petre Ștefănucă, orașul Ialoveni. Eu sunt o fire dinamică și sunt într-o permanentă căutare de ceva nou. Fiecare elev care prezintă o fărâmă de interes față de subiectul pe care îl discutăm, mă motivează să excelez în tot ceea ce fac, astfel încât cele 45 de minute de fizică să nu semene cu o veșnicie. Într-o lecție de fizică, indispensabil este experimentul științific. Totodată, multitudinea de instrumente digitale vin să transforme lecția într-una modernă, interactivă, eficientă, digitală și pe placul elevilor. Puterea unui profesor constă în atitudinea lui față de elevi, modul în care predă, cunoștințele pe care le împărtășește, felul în care îi pasă de ceea ce se întâmplă în clasă și, desigur, dragostea pe care o arată elevilor săi. Tehnologia conduce, dar și aduce schimbarea. De aceea, eu voi continua să promovez și să implementez digitalizarea la clasă. Voi motiva colegii mei să persevereze în utilizarea inovațiilor digitale pentru a se învrednici de statutul unui profesor modern.